parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa orice tânăr pe părinții lui și se va lipi de nevasta lui și cei doi vor fi un singur trup. De se va lipi de părinți, nu-i lipit. Dar de nevastă e lipit și nevasta e lipită de soțul ei și spune că cei doi sunt un singur trup. Dacă ne uităm în dicționar și vedem ce înseamnă lipirea, spune că îmbinarea două sau mai multe, dar a două materiale care nu se mai pot desface. Sunt lipite și nu se mai pot desface. Deci cam așa spune Dumnezeu că ar trebui să fie și căsătoria. Cei doi să fie un singur trup, fără a se mai desface vreodată. Se poate întâmpla, noi ca părinți, poate mai avem starea aceasta de a domina. Dacă până la căsătorie i-am dominat pe copii și într-adevăr copiii mi-au ascultat, credem că și după ce s-au căsătorit putem să dominăm familia aceasta care s-a întemeiat. Lucrurile nu stau așa. Apar probleme în familie din pricina aceasta. Îi spune soțul soției, pe părinții tăi, de ce nu ne lasă în pace, ne tot necăjesc? Ba cu una, ba cu alta, nu-i bine ce facem asta, nu-i bine ce facem mai alaltă. Sau invers. Și din cauza aceasta poate să apară neplăcere între tine. Deci noi ca părinți să avem în vedere lucrul acesta. Sau căsătorii, că mai discutăm cu ei, îi pună, dar fără a-i domina, să le impune, să faci așa, dacă nu, nu. Cum fac, așa vor avea. Că îi ajutăm în unele probleme, sigur, e bine să îi ajutăm, să comunicăm cu ei, dar fără a le impune, așa să faci, ca așa. Să avem în vedere lucrul acesta. Domnul, deci, să-i binecuvânteze și pe ei, dar și pe noi ca părinți. Acum, fiecare când se căsătorește, ar vrea să fi nimerit bine, cum zicem noi. Cuvântul Domnului vorbește despre femei, că sunt femei cinstite și femei înțelepte. Și cei ce nimere una dintre acestea, e bine. Și tot în Proverbe spune cuvântul Domnului că un om credincios are multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Deci și tinerile să se mai uite înainte de a se căsători. Care e acela credincios și caută să facă voia lui Dumnezeu? Și invers. Deci Dumnezeu să binecuvinteze pe toți. Și mă gândesc în privința aceasta, cred că au nimerit ei acum. Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să-i călăuzească și să fie cu ei. Amin. Deci, cam așa rămân lucrurile. Cuvântul Domnului, într-adevăr, spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. Nu-i bine. Și vedem, când se ajunge la o anumită vârstă, lucrurile iau întorsătura care iau și bine, e bine. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi și astfel, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să putem ajunge la răsplătire în împărăția lui Dumnezeu, așa cum vorbeau și frații înainte, vorbea și amintea fratele Pavel. Dacă suntem la nunta aceasta și am mai fost și la altele și dacă Dumnezeu ne va ține în viață, vom mai fi și la altele aici, dar să ajungem cu orice scop la nunta din împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Și apoi de acolo nu ne vom mai despărți. Aici ne despărțim. Trecem munta asta și ne ducem fiecare la ale noastre. Dar acolo spune cuvântul Domnului că nu ne vom mai despărți. Și spune apostolul Pavel că el ne-a logodit deja. Deci prin cuvântul lui Dumnezeu, prin hotărârea care am luat-o, că îl vom sluji pe Dumnezeu, deci noi am încheiat logodna cu Fiul lui Dumnezeu. Așa spune apostolul Pavel. Și după logodnă ce vine? Nunta. Deci noi așteptăm acum, cum se vorbește așa de mult despre vremile apocaliptice, că deja încep și sunt, și să știți că cam încep și cam vin. Și când vin acestea, e aproape să se întâmple ca mireasa să fie luată de aici și să întâmpine pe mire în văzduh. Dar, pentru lucrul acesta, trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi, așa cum s-au pregătit și acești doi tineri, cu câteva zile înainte, după ce s-au cunoscut, au hotărât și astfel au început pregătirea și noi am venit la pregătirea lor. Domnul să-i binecuvinteze. Deși noi trebuie să ne pregătim pentru părăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne călăuzească. Amin. Acum,